Drumul arată ca un adevărat tranșeu de război și este foarte greu să ieși de aici și să poți să mergi pe acest drum. De ani de zile, puținii oameni care au rămas să trăiască în Huș au făcut petiții peste petiții ca să li se pietruiască drumul. După 20 de ani, primăria a pus piatră, însă acum, spun localnicii, un vecin distruge calea de acces cu tractorul pe care l-are și care lasă în urmă șanțuri adânci. Pe unde să duc gunoiul? Să-l iau în mână, să-l duc pe sus? N-ai putut că răbdă tăvără, când a fost sus că? N-ai putut, dar numai să-ți bat joc de noi. Nu că bat joc de dumneavoastră. Dar cum să nu, mă, că deja mă scos din sărite, mă. Păi ești obraznic, după cine va fi acea tăvără și facă așa 400 milioane, când n-a să văd de când de lumea, încă faceți pe nebunii. Că n-ai avut vreme să cartă tăvară, numai acum când plouă, numai în bajocuri. Revolta este cu atât mai mare cu cât sunt familii care au copii și nu îi pot duce la școală sau la grădiniță pentru că doar o mașină de teren ar putea să-i scoată din oroi. I-ați dus pe copii la grădiniță? Nu, i-am dus din punctul de vedere că n-am putut ieși cu ei pe drumul ăsta. Nu s-au putut, nu mai pot să iau nici în brațe, nici nu mai pot ieși sub nicio formă cu ei. Aici doar cu mașina 4x4 se poate merge. Nici cu aia câteodată nu-s posibil. Acum dacă vine un pic de polei sau ceva, nici cu aia nu mai e posibil să ieșim de aici. Păi uite ce șef ai noi. Trebuie să mergem acolo nici din jos la buna, să o grijim, nu putem ni. Uite ce hal suntem. Doamne ferește, ferească-ne Dumnezeu. Mai ales când vine și ploaia. Păi când e ploaie aici, ai arieș. Pe partea care este drum, care aparține primăriei, deci până la nivelul proprietății, o să completăm cu piatră. Cu greu am făcut-o și asta care am făcut-o până aici, dar am făcut-o. După 25 de ani nu am avut piatră niciodată. Mai grav, spun oamenii, este că odată cu nămolul și cu apa sunt antrenate și dejecții din grajdul pe care l-are bărbatul, care refuză să facă rigole. Ăla care ți-l-o dat să lucrezi, odată să-și faci și întreținerea terenului. Adică nu o să vină ăla să-și întrețină șanțul cu dumneavoastră le spate terenul. În baza legii mediului există posibilitatea ca să-l amendăm.